Ștafeta veteranilor Invictus, aflată anul acesta la ediția nouă, este un eveniment dedicat eroilor neamului, ce se înscrie în seria de manifestări premergătoare aniversării Zilei Armatei Române. Ieri de la Petroșani, ștafeta a poposit la Călan, după care de la Deva a fost preluată de următoarea echipă de alergători voluntari, care vor continua să ducă mai departe la Lugoj, în județul Timiș, simbolul recunoștinței. Voluntarii invictus din întreaga țară, alergători și cicliști, militari și civili, aleargă pe trei trasei ale ștafetei, a căror culoare coincide cu culorile drapelului național, urmând a se reu Ni la Carei în 25 octombrie de ziua Armatei Române.